Bine v-am regăsit, stimați prieteni! După cum v-ați obișnuit, la această oră intrăm în casele domniilor voastre cu emisiunea În Direct. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre conferința de presă pe care au organizat-o reprezentanții Partidului Socialiștilor pe parcursul zilei de astăzi și despre accentele care au fost plasate acolo. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună. Pavel Midrigan, avocat, bună seara și bine ați venit! Bună. Și Corneliu Ciurea, analist politic. Bine ați venit în casă! Studioului nostru. Domnule Novac, spuneți-ne, vă rog, care au fost principalele teme pe care le-a trecut în revistă doamna Greceanu și dacă prioritățile pentru anul 2017 rămân a fi aceleași pe care le-ați stabilit, de fapt, și la Congresul al patrulea al partidului. Da, prioritățile rămân aceleași. Doamna Greceanu astăzi, în cadrul acelei conferințe de presă, a vociferat practic tot ceea ce ne-am programat noi la Congres, în cadrul Consiliului Republican. Ulterior am pus accentele pe acele poziții în care nu avem de gând să cedăm, cum ar fi anularea legii cu privire la această povară financiară pusă pe umerii cetățenilor pe termen lung, aș zice eu. Una din problemele stringente care este pe agenda de zi cu zi a fracțiunii parlamentare socialiștilor este anume legea cu privire la abrogarea legii miliardului, așa numită în popor. Un alt aspect ar fi acelea, noi nu renunțăm la alegerile anticipate, deci vom folosi toate metodele legale. În caz că, cum a spus și doamna președinte Greceanu, în cazul în care nu va avea sorți de izbândă în Parlament să anulăm această lege de dreptul nenorocită pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Și apropo, în acest context insistăm ca votul să fie nominal, adică cetățenii Republicii Moldova trebuie să-și cunoască eroii. Din câte știm, această inițiativă care a venit din partea președintelui țării a fost examinată în 3 sau 4 ședințe parlamentare, în 4 comisii, cer scuze, și urmează să mai fie văzută și în celelalte, da? Care este starea de lucruri? Starea de lucruri, din câte cunosc eu acolo, în Comisia Agricultură, parcă a trecut cu brio acest proiect. Unele comisii, opiniile au fost împărțite, cu toate că unii deputați conștientizează că trebuie să ridice mâna și să voteze pentru acest proiect, dar conjunctura politică și formațiunile politice din care fac parte nu prea le permite. Am văzut și mai multe declarații a speakerului, am văzut mai multe declarații a premierului, în acest sens, care sunt vehement și categoric împotriva anulării acestei, abrogării acestei legi, dar în esență toți, eu, dumneavoastră, colegii din platou, cetățenii care ne privesc, știm cu toți că nu este lipsit total de logică acest pas al guvernului și nu poate cetățeanul să plătească pentru ceea ce nu a consumat, pentru ceea ce nu a luat, ori pentru ceea ce nu a furat. Adevărat? Domnul Midrigan, astăzi doamna Greceanu ne spunea că dacă Parlamentul nu va aproba inițiativa președintelui țării, PSRM va organiza un referendum cu privire la anularea legii miliardului. Nu au ezitat să apară voci care au zis că nu pot fi organizate referendum, ci pun în discuții, de fapt, impozite și alte aspecte financiare. Haideți să vedem ce se poate întâmpla în cazul ăsta. E așa sau nu? Poate fi organizat un referendum? Deci declarații, conferințe de presă face parte din activitatea partinică și activitatea politică. Prin urmare, politicienii, partidele, din când în când fac astfel de declarații pentru cine? Pentru membrii săi, pentru susținători, pentru publicul larg. Da? Asta e o chestie normală. Cu atât mai mult că
Noi vedem așa o liniște relativă la alte partide, noi prevedem domnul Leancă, nu știu care, au de spus ceva, n-au de spus ceva. Nu prea se observă partidele extraparlamentare, da, parcă așteaptă ceva, da. Iată, am avut vreo 10-12 candidați la funcția de președinte a statului cu niște CV-uri lungi, că ei pot. Iată, au dispărut și ăștia, da? Ori președinte, ori nimic, da? Deci, vedem un pic de liniște pe scena politică și iată astfel de declarații. Evident că prind bine la susținători, la electorat, să zicem, eventual. Și este o practică normală. Ce se referă la unele chestiuni care au fost încă o dată reiterate și de domnul președinte și de Partidul Socialiștilor. Bun, dacă vorbim despre miliard, evident că se mizează pe o lovitură cu două consecințe. Prima, evident că este o chestie dureroasă pentru toți cetățenii Republicii Moldova și nu pentru numai generația de astăzi, dar și mâine și poi mine. Da? Deci este o chestie care Partidul Socialiștilor o ia ca un as, să zicem, din mânică, fiindcă trebuie de spus, așa este retoria politică, ce vor să audă cetățenii, trebuie politicianii din când în când să gesticuleze. Însă aici sunt două momente. Prima, cine a furat? Îi căutăm și azi. Da. Îi căutăm, da, chipurile. Și a doua, în afară de cei care au furat, cine de fapt a profitat de sumele astea de bani, care aveam crol 1, de grabă va fi crol 2, dar până și parcă chipurile sunt 170 de dosare penale, dar 170 de inculpați noi avem până și, sau învinuiți măcar. Și a doua, tot din acest context cu miliardul, cine nu și-a făcut, cine nu și-a îndeplinit obligațiunile ca să curmeze? Și asta Procuratura Generală, Banca Națională, CNA și așa mai departe, care sunt toți astăzi în funcție. Datorită cui? Datorită Partidului Democrat. Fiindcă nu putea să fie nici guvernatorul, cu toate că el este nou, nici procurorul general și așa mai departe, deci persoane care la etapa aceea, ca instituție, nu au curmat aceste acțiuni. Da? Deci mesajul este bun, dar cum? Și aici revin la ceea ce ar trebui să facă Partidul Socialiștilor, dar nu fac. Noi cu miliardul, dar noi cum explicăm la omul de rând? Ce înseamnă întoarce miliardul? Se părea că cu salariul care l-a primit ieri, îl primește și astăzi. Da? Deci toate aceste mecanisme de întoarcere, fiindcă într-adevăr din contul nostru, ele sunt în taxe, în impozite, în acele restricții de dezvoltare capitală, investiții capitale și un șir de măsuri care guvernul trebuie să susțină agricultorii, guvernul trebuie să susțină sistemul de învățământ, dar guvernul nu are bani, fiindcă e de acolo. Dar noi avem și un panou în cadrul Ministerului Finanțelor, da? Și ultima, da. Dar de ce nu se revoltă cetățenii? Partidele, da, ei își fac acesta punte, să zicem, mijloc, dar noi vedem că nu este reacția normală a cetățenilor, care în alte state, într-adevăr, ar fi bine, nu numai pe linia partinică, dar cetățenii indiferent de partid, și sunt o mare parte care nu fac parte din nici într-un partid. Domnule Medrigan, nu vi se pare că cetățenii au pierdut încrederea în clasa politică? Pentru că în ultimul an de câte ori au fost scoși în stradă? Despre aceasta noi de mult vorbim și vedem sondajele, da. Dar totuși ar fi bine ca să reanimăm această poziție civică. Și asta, dacă au pornit-o Partidul Socialiștilor, îi trebuie mai departe să o promoveze față de toți cetățenii, o platformă cât mai largă. Domnule Ciurea, vorbim despre liniștea dinaintea furtunii? Domnul Medrigan făcea referire la faptul că au dispărut celelalte partide. Domnul Medrigan se mai duce și la alte posturi de televiziune, el este frecvent invitat și la posturi. În comparație cu voi, de cerul, cu domnul Ciure, el nu la de lună. Am alte activități în tot cazul. Există la acele posturi de televiziune un asemenea punct de vedere că trebuie cât mai des și cât mai energic de promovată ideea protestului în societate. Eu totuși cred că dumneavoastră
plastic, v-ați exprimat, e o liniște înaintea furtunii. Eu sper că va fi furtună, pentru că și noi, comentatorii politici, ne bucurăm când sunt asemenea furtuni, pentru că avem ce comenta. Dar eu totuși vreau să cred că aceste furtuni vor exista în cadrul unui spațiu legal clar definit și în Parlament. Atunci, pentru că bătăliile politice se dau înainte de toate de către politicieni și avem puterea, avem opoziția parlamentară, bun, și avem ceva, un al treilea element, partide extraparlamentare, societatea civilă, care vor ceva să spună, dar nu întotdeauna sunt în stare să formuleze coerent această idee. Este din punctul de vedere al opoziției, și domnul Novac a expus foarte clar această idee, se dorește abrogarea legii miliardului, adică transferarea acelei responsabilități pe care și-a asumat statul prin creditele contractate de pe umerii cetățenilor care vor înapoia prin impozite, pe umerii altcuiva. Altcineva va trebui să-și asume această responsabilitate pentru creditele care deja au fost contractate pentru a acoperi alte găuri care au fost create în urma fraudei. Sigur, eu aici mă gândesc care este soluția, pentru că, și eu cred că această soluție pe care o propun socialiștii nu va fi acceptată de Partidul Democrat, vor fi discuții, sigur. Există... De Partidul Democrat sau de întreaga coaliție? De întreaga coaliție. Bun, eu când spun Partidul Democrat, aveți să vedeți întreaga coaliție. La întreaga coaliție. Și sigur că vor fi discuții. Oamenii, cetățenii, în mare parte sprijină această idee a socialiștilor, pentru că ei înțeleg că pe termen mediu și lung ei vor trebui din impozite, nu va fi direct. Da, dar mai avem o problemă, ridicarea vârstei de pensionare. Tot e o altă problemă. Da. Eu vorbesc acum de chestiunea cu miliardul. Da. Totuși, mie, ca un om care încearcă să observe viața politică, încă nu mi-este foarte clar, în cazul abrogării acestei legi, cine va plăti dobânda și va întoarce creditul pe care statul l-a luat pentru a acoperi aceste goluri. Domnul Novac, cine va acoperi? Cei care fură. Eu ascultând colegii din platou atent, mi-am amintit cum procurorul general, chiar de la tribuna centrală a Parlamentului, spunea că ei știau că se fură cu sacul. Pe urmă, dacă făcând referire la raportul Kroll care l-a vociferat domnul Midrigan, mi-am amintit cum domnul Chetraru, actualul director al Centrului Național Anticorupție, spunea că acest raport Kroll nu este altceva decât o biletristică. Într-adevăr, așa zicea. Da, că ei știau totul. Da, asta era ideea. Da, noi știm totul, da. Și atunci când suntem în situația că parcă toți știau că se fură, dar dacă știau că se fură, știu și cine fură. Și cum se împărțea, da. Noi ori suntem naivi, ori ne prefacem, ori nu știu ce, însă noi chiar credem că cei care l-au furat ori să-l găsească? Ei l-au furat că să-l găsească pe urmă? Evident că nu. De aceea noi și mergem pe formula asta. Noi avem actori politici de rechin, de rang înalt, care au stat în spatele acestor scheme frauduloase, că tot încep am proșca, că uite, noi avem un șir de bănci din Federația Rusă pe care s-au spalat acești bani, de prin Letonia, de pe mai nu știu unde. Băieți, dar eu astăzi în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice a venit adjunctul direcției contraspălării banilor și așa mai departe și cereau ei nu știu ce autonomie aparte. Băieți, de sub nas v-a furat un miliard, o bună parte din bugetul și PIB-ul statului. Voi ați căscat și ați dormit acolo și ați făcut. Acum mai vreți încă nu știu ce. Eu cred că la noi, la ziua de azi, nimeni din cei responsabili nu o să iasă, nu o să facă un fel de iavcă spavină, asta e clar lucru. Dar nici nu o să prea strădui să-l găsească. Soluția, unica soluție care există, de schimbat toți acești actori politici, până când este prima etapă, ei sunt dați la o parte,
A doua etapă, cei care sunt dați la o parte, investigați frumușel, deschis un dosar penal sub toate aspectele, și președintele Dodon în acest sens a solicitat în cadrul întrevederii cu oficial de rang înalt din Federația Rusă, și chiar și când a fost la Bruxelles, a solicitat suportul partenerilor europeni și cei din Federația Rusă pentru a investiga această fraudă, când râde deja toată Europa și nu numai Europa. Cum așa, având atâtea instituții, și domnul Midrigan le-a vociferat, Banca Națională are toate pârghiile de a monitoriza aceste mișcări financiare, CNA-ul la fel are aceste posibilități, pârghii. Păi ce ne mai trebuie nou? Iar să mai inventăm, nu știu ce, știți cum, hoceși zavăli de la să-ți dai comisii, oricum acolo. E ca așa și noi. Îi chemăm în Parlament, vin, ne spun, dar acum mi-am amintit de acel moment. Dacă vă amintiți în toamna acestui an, țineți minte cum spuneau toți, că s-au găsit 600 de milioane. Vă amintiți? Spuneau că s-au găsit 600 de milioane, dar din coace îmi blau cu mâna întins la Fondul Monetar Internațional. Păi dacă s-au găsit milioane, pentru ce te mai duci la Fondul Monetar să mai ceri? E că asta e, asta e dovadă directă că ăștia îmi lăcu cu minciuna. Și dacă s-au găsit aceste 600 milioane, eu nu cred că ele, ca în cazul camionului cu beau, cum a căzut sacul acela cu bani, i-au găsit undeva sub garduri, îngropați, nu știu. Evident că domnul Midrigan, fiind un specialist foarte bun în drept, știe și poate să confirme. Orice crimă lasă urmă. Doar de trebuie să te apuci, să găsești proba aceea și ațișoara asta și ușor să începe așa a depăna până să faci un ghem mare, 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 mare. Și acela ghem cel mai mare e miliardul. Mergi după dânsul până îl găsești. Domnule Midrigan, rămânem albi aici, spunea domnul Novac, 600 de milioane au fost găsite. Eu vă întreb unde sau cum, unde sunt foarte, ele? Foarte simplu, n-au fost găsite dintre cele furate. au fost urmărite gajurile, fiindcă orice credit când e în bancă, este evident 150-200% trebuie să fie asigurat prin gaj. Au fost realizate aceste gajuri și acum se realizează. Asta nu e din banii furați. Asta e din cele care au fost puse gajate. Și unele bunuri care au aparținut băncilor, mijloace de transport, eu știu, mobilă, astea toate care erau la suprafață și astea orice când. Fiindcă sunt bunuri imobile, clădiri și așa mai departe. Asta nici nu se numără, asta trebuia de mult făcut. Problema constă în aceea că actuala guvernare vrea să ducă la finalitate acest dosar sau nu. Și întrebarea care o propulsează inclusiv și Partidul Socialist. Noi în calitate de cetățeni înțelegem că nu se dorește. Da. Păi asta trebuie actorii politici să explice. Stimați cetățeni, dacă se dorea, de mult se găsea. Și partenerii străini ajutau, dar pentru juriști și domnul Chetraru corect a spus. Se forma o grupă 15-20 de persoane, asta nu, într-adevăr se lasă urme, tranzacțiile bancare se lasă în orice bănci este, au fost și două sau trei comisii parlamentare, au fost și lista întreprinderilor, au fost și banii care până la șor au fost furați din bănci. Apropo de șor, ați văzut astăzi informația titrată potrivit lui Renato Usatăi, șor ar urma să stea la închisoare pentru că așa a hotărât liderul PD. Iau în ghilimele de rigoare, da? Pe marginea celor discutate. Noi mi-asum rolul organelor închet sau instanței de judecată. Noi zicem că fiecare trebuie să primească ceea ce merită. Dar pentru cetățean important, bun, cum vor fi recuperați banii? Și într-adevăr, dacă ne uităm la unele scheme, o parte din banii și n-au plecat peste hotare. Deci trebuie de intrat în esență. Nu mai zic de unele declarații a lui Șor și Platon, că cu acești bani au fost procurate alte bunuri, hârtii de valoare și așa mai departe. Partidul Liberal Reformator a invocat că inclusiv și cu aeroportul internațional au apărut niște sume de bani din Senin, tot niște scheme. Întrebarea principală pentru toți cetățenii este, de ce puterea actuală nu vrea, prima, să stabilească toate persoanele implicate, da? Doi, să le tragă la răspundere și trei, să-și asume însăși răspunderea. Fiindcă ca partid,
majoritar toate astea, de desemnările și așa mai departe, nu mai uităm, să nu uităm și de controlul parlamentar, care într-adevăr era posibil să invite și procurorul general și alți actori ca să curmeze aceste acțiuni. Situația este de astfel de gen din punct de vedere juridic. Prima, această garanție a guvernului a fost dată în urma unor decizii frauduloase și criminale. Și dacă ne uităm ele de mult înainte până la aceste tranzacții din sfârșitul lunii noiembrie 2014, s-a pregătit terenul. Au fost modificări în legislație. Una din modificări care era încă din 98, că guvernul nu acordă garanții la agenții economici privați. Iată că băncile erau private, adică au modificat cu vreo 2-3 luni. Și dacă punem una lângă aceasta, noi putem să constatăm că Banca Națională este un complice la această schemă criminală. Și dacă este un complice, pe ce să-i întoarcem banii dacă el a participat într-o această schemă criminală? Deci, opinia mea, nu de întors nimic, din contra, trebuie de invocat și de înaintat învinuire acelora din Banca Națională, fiindcă au participat la aceasta, fiindcă vină ăștia, uitați-vă, foarte simplu, vine la Banca de Economie și zice, domnilor, noi avem o problemă. Cât? 1,5 miliarde. Ce face Banca Națională? Le dă 9 miliarde. Da? 9 miliarde. Și încă Gaburici mai semnează încă 4 miliarde. Domnilor, a spus 1,5 miliarde. Pentru ce vă le dați 14 miliarde dacă problema lor e 1,5 miliarde? Iată, este foarte clar că a fost o schemă frauduloasă. Guvernul, liderii politici, Banca Națională și ceilalți care au știut și au închis ochii. Domnul Ciurea, vă rog să vă pronunțați, am înțeles că aveți ceva de... Nu am prea înțeles chiar totul. Domnul Medrigan cunoaște foarte profund acest subiect, totuși am impresia că când vorbește de 1,5 miliarde se referă la, sau la dolari, nu la lei, dar la 14 miliarde este totuși lei. Nu, lei până la venirea lui Șor, când a devenit președinte, a stabilit că este o gaură, este o problemă după Gacichevici. Și a venit și a zis, oameni buni, este o problemă, rugăm să ne ajutați Banca Națională. Banca Națională zice, da, dar voi n-aveți garanție. A, dar cereți la guvern. Aha, s-au înțeles cu guvernul, au dat-o și le-au injectat 9 miliarde. Da, s-a dat. Eu ceea ce vreau să zic este că în asemenea situație și cazul Ucrainei recent demonstrează, statul nu poate să se eschiveze și să evite intervenția. Mă refer la cazul Invest Privat Bancului, care era deținut de Kolomoisky și acum a fost naționalizat, aceeași operațiune care se face de fapt și la noi. Bun, la noi a fost lichidată. În cazul Ucrainei, statul intervine și cu banii din buget încearcă să salveze, pentru că este o bancă, să zic așa, nodală, crucială, fundamentală pentru viața economică din Ucraina. Și la noi banca de economie era, cum se vorbea, sistemul Brăzui și banc, o bancă cu un rol important. Eu totuși sunt de acord și cu socialiștii aici, poziția nu poate fi respinsă în totalitate, că sigur statul trebuie să intervină, dar povara pe umerii cetățenilor nu trebuie să fie aruncată așa cu ușurință. Vinovații trebuie să fie pedepsiți, unu, și doi, trebuie sigur să fie identificate cât se poate, atât cât se poate, acele surse care au dispărut, pentru că s-a vorbit mult, dar deocamdată a fost găsit foarte puțin. Domnule Cirea, ați făcut referire la socialiști. Dânsii merg pe ideea referendumului. Credeți că se va ajunge aici? Referendumul înțeleg că este pe, pe legea abrogării. Da. Deocamdată nu se va ajunge, deși ei vor face presiuni socialiștii, dar cred că atâta timp cât există această majoritate parlamentară și care insistă pe decizia legată de preluarea acestui miliard sau povara să fie plătită din creditul luat de la Banca Națională sau de la băncile comerciale. Deci atâta timp cât statul și guvernul insistă că decizia pe care au luat-o este grea, dar una corectă, nu vom avea referendum, pentru că opoziția rare ori reușește în cadrul Parlamentului să promoveze ideea unui referendum. Dar sunt sigur
că socialiștii vor persevera, vor încerca cu orice preț să ajungă la o asemenea situație. Totuși, ei deocamdată sunt în minoritate. Dar ce se întâmplă în cazul în care totuși se merge? Așa zic și analiști politici, zic că avem anumite interdicții la capitolul organizare și îl întrebam și pe domnul Medrigan, impozite și tot ce ține de finanță, da, ori nu cade sub incidența acestor depinde interdicții? Depinde cum se formulează. Aici depinde foarte mult formularea. Într-adevăr, Constituția interzice organizarea unor referendum pe unele chestiuni. Da. Fiindcă, evident, că dacă îmi pune o întrebare referitor la salarii, la taxe, la impozite, o să fie lucrurile sunt evidente, deci atunci ajungem la altă extremă. Deci statul trebuie să existe și există într-o bază de fiscalitate, în urma cărora plătim impozite și agenții economice și așa mai departe. Deci este un șir de chestiuni care nu pot să fie obiectul referendumului. Însă, într-adevăr, după cum a menționat Corneliu, aici nu este atât chestiunea de impozite, fiindcă nu se stabilesc unele impozite sau se exclud. Chestiunea este de a recupera miliardul din contul celor care au contribuit. Și dacă se zice că da, atunci direcția nu este față de cetățeni prin intermediul guvernului, dar se revine la cauza penală, toate aceste persoane se condamnă cu confiscarea bunurilor excesive, care noi o avem, deci casele, bunurile de la rudele lor, legislația prevede. Și dacă aceasta se va face, iată, 170 de dosare penale, dacă ar fi 170 de persoane, cu confiscarea măcar la 170 de case, că-s bunișoare, da? Toți ăștia au case bunișoare. Plus au fazende, da? Și dacă adunăm tot asta și conturi bancare în offshore, păi eu cred că mai mult de jumătate de miliard va fi întors din contul la bunurile confiscate. Plus, dacă va fi acțiunea civilă, da, iarăși vorbim de cadrul legal, că încă pe parcursul încă la mai mulți ani, inclusiv din pensii sau din salariu, trebuie întors poporului. Ai luat, pune la loc. Plus, poate să aibă încă diferite active, afaceri, hârtii de valoare, acțiuni, cote părți în societăți comerciale. Dacă tot asta în jur la toți ăștia actorii care au profitat sau au contribuit, eu cred că anume pe această cale s-ar putea de întoarce miliardul. Lasă caute banii univor. Domnule Novac, cred că săptămâna viitoare vor avea loc primele ședințe din sesiunea primăvară-vară a Parlamentului. Doamna Greceanu astăzi vorbea de anumite priorități pe care urmează să le aplice și în continuare deputații. Vorbim despre subvenționarea agriculturii, susținerea tinerilor familii, extinderea de fapt serviciilor prevăzute în polița medicală și așa mai departe. Eu aș vrea să vă întreb, care vor fi principalele accente pe care va încerca să le placeze deputații PSRM? Doar foarte scurt, spuneți, vă rog. Mai adaug la ceea ce a spus domnul Medrigan, da, este o soluție ceea ce ați spus dumneavoastră și mai există o altă variantă, odată ce coordonatorul coaliției, domnul Plahotniuc și cu toată coaliția per ansamblu. Coaliția per ansamblu, sunt vehement împotriva acestui proiect al socialiștilor, există varianta, dar având în vedere că dumnealui este un businessman de succes, domnul coordonator, de ce să nu întoarcă să facă așa un bine țării? Dacă așa de tare îl doare sufletul pentru țara noastră și are de unde. Ar fi o idee. Doar noi nu luăm de la... Adică ei își permit să iei de la un... Popor întreg. Da, e că așa să fac un bine țării. Nu e și un monument, i-am putea pune undeva, nu știu. Rugați-l cumva. E că să mă întoarcă așa cu mușel în bugetul statului și să punem pe această gaură, da? Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, da. La noi tot se vorbește referitor la subvenționarea în agricultură. Eu deja nu mai știu cât au fost hrăniți cu promisiune agricultorii noștri, cei care se ocupă în sfera agrară. De subvenții până a fost plasat sub arest ex-premierul Filat, știm că de aceste subvenții beneficiau Caravita și cei, știți cum, priblijoane
De ceilalți care într-adevăr aveau nevoie și care vai de capul lor cum supraviețuiau, ori ei, așa cetățenii erau fericiți dacă ieșau la zero, adică nu, nimai vorbind de anumit profit. În condițiile în care ceea ce a spus și domnul Ciurea, dacă nu greșesc eu, da, că noi avem de întors acest miliard, guvernul străbească, să întoarcă, iarăși de unii bani pentru subvenții. Cei că se distruge sfera agrară, asta deja e, nu mai e ce distruge, e practică distrusă, că asta toamnă eu personal am fost chiar și pe dealuri unde sunt livezi cu meri cu, și nu numai, discutând cu unii agenți economici, ei spuneau că știți că este mai convenabil e că așa să lăsăm pe copac, să cadă jos, să strice și să nu facem nimic. E mai convenabil. Că dacă roada cei care este, iarăși trebuie să ai angajați, să-i plătești, să culeagă aceste mere, trebuie să ai depozite, frigidere unde să le păstrezi, iar când ajungi la momentul să găsești o piață unde să vinzi aceste produse, iarăși... Domnule Novac, se întâmplă un lucru straniu. Noi, pe de o parte, declarăm că Republica Moldova este o țară agrară. Pe de altă parte, avem 25 de ani de când ar însemna că batem pasul pe loc la acest capitol? Apoi că noi suntem țară agrară, dar atunci când au semnat acel acord de asociere nenorocit, de ce nu s-au gândit noi suntem țară agrară? Noi putem oare concura cumva cu state mult mai mari care... și economic sunt mai dezvoltate și primesc subvenții de la stat, noi suntem într-o cursă egală cu ei? Ori, de ce nu au negociat ca pentru Republica Moldova, măcar la etapa incipientă să fie așa condiții mai puțin și, dure? Și să protejăm producătorul autohton. Evident. Acum la ziua de azi ce avem? Ia uitați producătorul autohton. Ucrainenii plătesc taxe când aduc produsul lor pe piața moldovenească. Nu plătesc. Dar noi când mergem în Ucraina, ce facem? Domnule Medrigan, haideți, aș vrea să aflu și părerea dumneavoastră raportat la... Domnul Ciurea, rândul ca să fie... Da, domnul Ciurea, echitate. Ce se întâmplă la capitolul subvenționarea agriculturii? Doamna Greceanu astăzi stabilea, de fapt, o prioritate. Ar trebui clasa politică să se reorienteze la acest segment. Da, am văzut această declarație, această solicitare care există în societate. Bun, noi cu domnul Medrigan suntem un pic pe din afară chestiunii. Da. Bun, avem o idee despre ce înseamnă agricultură în Republica Moldova, dar sigur, eu personal nu cunosc pe din afară acest subiect cu subvențiile. Domnul Novac are dreptate, în special în ceea ce privește merele, într-adevăr. M-am uitat și la statistici. În acest an a fost dezastru. Am exportat în Uniunea Europeană mai puțin de 1% din cotele pe care le-am avut și practic nu putem exporta în altă parte din cauza blocajelor înspre est. Deci situația la capitolul mere e adevărat ceea ce spun socialiștii. În alte sectoare, da, situația este ceva mai bună. Deci, sigur, acordul de asociere poate fi criticat dacă ne referim, în primul rând, la aceste fructe, dacă ne referim la cereale, alte itemuri, atunci situația este alta și exporturile noastre au fost destul de consistente. Nu pot să zic că am crescut rapid, dar subiectul subvenționării în agricultură, el nu este nou, el e de mai mult timp și sigur aici socialiștii pun degetul pe rană, este nevoie de probabil de revizuit această procedură. Am semnalat faptul că domnul Novac a punctat și aspectul că în perioada, să zicem, alianței pentru integrarea europeană au fost subvenționați în special fermierii mari. Aici, sigur, că știu că este o discuție la Ministerul Agriculturii pe tema asta și la IPA și posibil modalitatea de atribuire a acestor subvenții trebuie să fie modificată. De asemenea, fondurile europene
trebuie să fie, știm că există, să fie gestionate corect și ele trebuie să fie adăugate, trebuie să fie subvenționarea care vine din partea statului și subvenționarea care vine din aceste proiecte, pentru că uneori ceea ce vine din proiecte acoperea și subvenționarea din partea statului și acest lucru nu era corect. Eu cred că acest lucru treptat se va ameliora, deși încă ceva timp, eu cred că mai mulți ani, fermierii noștri vor fi într-o situație dificilă, pentru că, într-adevăr, statul nu le poate oferi astăzi acele subvenții pe care le au fermierii din statele europene. Deci, din punctul ăsta de vedere, ei vor fi discriminați și vor avea dificultăți. Domnule Medrigan, deci, da, o clipă, vreau să revenim și la un aspect. De regulă, în fiecare campanie electorală, noi suntem alimentați cu promisiuni la capitolul deschiderea noi locuri de muncă și susținerea tinerilor familiei. Dacă îi cu subvențiile. Da, chiar vă rugăm. Și este o chestiune destul de complexă și nu e așa de simplă. Dacă punem întrebarea, de care e sensul la subvenții? Asta este de a ajuta să se mențină la un nivel oarecare. Vorbim despre agricultură, fiindcă fermierii din Uniunea Europeană și din Statele Unite și așa mai departe primesc până la 40% din semicostul producției pe care statul îi susține. Pentru ce îi susține? Și aici este legat și cu aspectul social, să fie locuri de muncă, anume pe teritoriu, să nu fugă. Deci sunt mai multe aspecte la aceste subvenții, fiindcă sunt luați bani și dați la această categorie ca ei să poată rezista la această concurență. Acum, dacă noi vrem să ajutăm fermierii, păi trebuie să aibă și ei un nivel de concurență cu alții, fiindcă noi în această regiune avem multă producție omogenă. Cămierii sunt și la noi, și în Ucraina, și în Bulgaria, și în Polonia, și așa mai departe. Noi trebuie să vedem unde este segmentul care este cererea, care noi, într-adevăr, ar trebui să-l susținem, ca el să fie concurent cu alți actori. Fiindcă dacă nu mai să aruncăm bani așa în aer, n-are rost. Dacă ne uităm la productivitatea fermierilor noștri cu cei europeni, chiar și din România, da. În România undeva de 2-3 ori e mai multă roadă decât la noi, pe aceleași terenuri aproape. Este subvenție și așa mai departe. Deci noi încă nu am stabilit acele ramuri în agricultură care ar putea deveni. Da, poate că mierile, poate că e industrie vinicolă, câteva care noi am putea într-adevăr banii să investim justificat. Să-i luăm din buget o parte și să-i dăm la agricultori ca ei să-i folosească foarte rațional. Deci merge vorba de o performanță. Și a doua, noi vorbim de acele pieți care este pe primul loc. Noi facem subvenții, noi avem roadă, avem roadă e problemă. N-avem roadă, iar e problemă. Iată, anul trecut, cât de cât a fost un an bunișor. Ce s-a întâmplat? Au căzut prețurile. Au căzut prețurile și agricultorii iară nu sunt satisfăcuți. Deci, noi trebuie să vedem piața de desfacere aici, să implicăm și Ministerul de Externe, care nu știm cu ce se ocupă toate aceste ambasade, fiindcă ei trebuie și promotorii noștri inclusiv și imaginea statului și interesele inclusiv și agricultorilor și așa mai departe. Și evident că trebuie o reindustrializare a acestui sector. Nu ne trebuie metode performante, nu ne trebuie productivitatea. Nu pur și simplu să aruncăm banii, fiindcă banii poate să duc ca apa în nisip. Deci ei trebuie să fie foarte rațional încă folosiți. Dar este o chestie foarte importantă reieșit din spectrul activității țării noastre. Domnule Novac, da. Domnule Medrigan, e ca în continuare gândul dumneavoastră, ia să încercați cumva să întrebați, indiferent pe cine, dar atâtea companii de asigurare avem noi în Republica Moldova, cine merge la acest risc ca, e ca dumneavoastră, în calitate de agent economic, să vă duceți la o companie de asigurare să vă asigure roada? De, nu știu, inundații, secetă, diferite calamități naturale care mai sunt. Deci, pe lângă faptul că agentul economic din Republica Moldova nu este protejat de stat. Și nu are bani pentru asigurare încă. Eu cer vicios, da? Nu putem obliga companiile de asigurare, fiindcă este un contract civil. Da, da? Deci... da, la urma urmei, dacă se solicită asigurarea, deci, pe de o parte, nu primești subvenții de la stat, de asigurat nu poți asigura,
rămâne la Dumnezeu să te rogi. Ori... Propunerea socialiștilor. Da, domnule Novac, astăzi doamna Greceanu spunea și despre susținerea tinerilor familii și a tinerilor specialiști. De fapt, această promisiune au făcut-o practic toate partidele, cred că pe parcursul evoluției timpului, deschiderea locurilor de muncă și susținerea tinerilor. Haideți să vedem cu ce vine nou Partidul Socialiștilor, pentru că până la urmă se distinge că această revizuire a problemei nu se face în campanie electorală de data asta. Dumneavoastră ați spus că da. toți vorbesc despre asta, însă să vă întrebați cine a implementat aceasta. Și dacă facem o retrospectivă, în perioada da. Când doamna Greceanu era prim-ministru al Republicii Moldova, în special se puneau accente pe regiunile rurale, deci specialistul care, nu știu, absolvea universitate pedagogică, de exemplu, într-un sat X, dacă era nevoie de un cadru didactic anumit, deci acestui specialist, în orice sat, în ziua de azi, poți să găsești o casă care, nu știu, status achite, o chirie, ori... Să susțină cumva. Să susțină, că nu poate să meargă specialistul acela într-un sat străin, nu are nici casă, nici masă, nici unde să trăiască, și mai ales cu salariile acestea. Deci, în acea perioadă, aceasta a fost. Deci nu este nimic nou sub soare. În perioada, vă zic, în acea perioadă, aceste programe erau implementate și nu se referea doar la categoriile de profesori, să zicem așa. Era vorba și de alte categorii, despre medici, era vorba despre polițiști în mare parte. Ia să întrebați acum dacă un subiect, apropo, destul de sensibil, este un polițist de sector la 7 sate. Da, cunoaștem. Îmblă ca săracul... Fără avea minimul necesar. Asta cel puțin... Păi da, am avut reformă în poliție. Păi câți bani? Reformele astea lor... Sunt teoretice. Domnul Mitrigan. Eu am zis cu sarcasm. Sarcasm, am înțeles eu. Forma au schimbat-o, îmi pare că... Domnul Ciurea, ce se întâmplă la nivelul de localități rurale și a instituțiilor de învățământ? Practic, cred că aici ne va deschide parantezele și domnul Medrigan, dar totuși vreau să aflu punctul de vedere cum redresăm noi localitățile rurale, cum instruim tânăra generație. Am avut o reformă pe lângă cea a poliției și a sistemului de învățământ, comasarea școlilor și așa mai departe. Bun, sigur că este o chestiune foarte importantă, dezvoltarea rurală. Ea există, de fapt, în programul guvernului, de altfel ea cumva va figura și în ceea ce privește dacă se va întâmpla reforma administrației publice centrale, această dimensiune se va regăsi, probabil unită cu Ministerul Agriculturii, dacă se va merge pe această idee. Totuși, nu prea vedem roadele, trebuie să recunoaștem, acestei optimizări în sistemul învățământului, sistemul educațional la țară. Această reformă a fost criticată destul de mult. Trebuie să recunoaștem că progrese visibile nu le vedem. Sigur, ar fi bine de văzut și în ce măsură socialiștii vin cu o viziune bine clară, integrată în ceea ce privește situația acestor școli, în general a satelor. Eu cred că deocamdată guvernul este în situația de a gestiona pe aici, pe acolo, de a menține situația. Domnul Novac vorbea despre ceea ce s-a făcut pe timpul comuniștilor. Trebuie să recunoaștem că în 2008, atunci când doamna Greceanu a fost prim-ministru, Moldova a avut cea mai mare creștere economică și cel mai mare aflux de investiții. Deci existau aceste posibilități. Acum nu cred că asemenea resurse media, există. Media, apropo, era circa 700 da. Milioane de dolari anual. Mediu. Adică într-un an era mai mult, unul mai puțin. Da, dar da. Acum aceste milioane. Posibilități sunt destul de limitate. Noi suntem într-o perioadă de stabilizare. De asta nu cred că într-un an noi vom putea face schimbări drastice. Să sperăm că treptat situația se va ameliora și această creștere economică despre care se vorbește își va lua cursul. Domnilor invitați, cu părere de rău, trebuie să constat că timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs mult prea repede. Eu vă aștept și cu alte ocazii, pentru că multe aspecte au rămas pe din afară. Stimați telespectatori, a fost emisiunea în direct. Vă mulțumesc pentru atenția, care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV.